Ce a fost scrisoarea aia dumneavoastră către Cică Dumnezeu, publicată pe Facebook? Nu, am impresia că voi sunteți mai politici decât noi, Leamu. Nu serios, pentru că lumea a crezut inițial... Voi sunteți inițial... mai politizați decât noi. Asta e un pamflet. Păi da, da. Scrisoarea era către cantinier numărul 1? E o scrisoare făcută, filozofic, așa cu niște... cum să zic... pentru oameni deștepți. Noi am înțeles. Deci nu ne consideră tare deștept. Da, atunci, dar care... Că Gimp, Șalaru scrie, că Gimp l-a dat Dumnezeu, mai vorbesc psihiatrie, nu știu acolo. Domnule Șalaru, unii cameră, auzi cum asta e? Eu la psihiatru n-am fost, dar tu ai fost, fiindcă s-au făcut operații, jumătate de creier, că aveai 200 de kilograme și acum arăt slab. Și nu-mi plac prostiile, să fie o leac mai cu demnitate și un bărbat mai adevărat. Nu folosi jargoanele căgăbiste, ori de acolo vii și tu. Ai luat de la Voroni șapte operații și tu de-a la psihiatru. Nu ți-ai rușine chiar. Ești bărbat sau ești muier în fostă?